Bun găsit, iubitorilor de fotbal. Așadar, etapa 15-a în vinerea mare a Ligii a 4-a Hunedoara, un derby local de Valea Jiului, minerul Hercules Pupeni, scuzați-mă, și minerul Hurican, primi în calitate de gazdă, cei de-ai doilea în calitate de oaspeți, lupeneni în echipamentul roșu tradițional, putem spune roșu-albastru, Hurricanul complet galben. În acest moment arbitrul, de fapt este un siclam, nu un galben, în acest moment arbitrul întâlnirii a dat startul jocului. Iată, să trecem direct la prezentarea celor două formații. Dan Voicu de la echipa gazdă, Hercules Lupeni, joacă cu Chiorean. Ce băieți și fete! Iată o primă ocazie a gazdelor, cu Chiorean, Cioruia, Cizmașiu, Adi Roșean, Ciocărlan, Andrei Harangozo, Marian Filip Firan, Ionuț Roșean, Rere Mol și Marius Pop. Da, rezervele formației de la Lupeni sunt Nițu, Samuilă, Vlad Negrea, Băcăran și Ciprian Pecer. De cealaltă parte, antrenorii Ioan Paiu și Traian Câmpean joacă cu formula Traian Câmpean, Proteasa Erdo, Ștulpea, Grecui, Mavroia, Suvac, Daniel Scortu, Grecu, Oprișa și Țâmpu. Rezerve Beleni, Dumitru, Călin, Bucșe și Tiboacă. Remarc, față de turul de campionat, o echipă minerul Hurican mult întinerită. Conducătorii de acolo mizează pe jucători localnici, în general sub 20 de ani. Practic, dacă mă uit în teren, doar Traian Câmpean, care are 49 de ani, portarul echipei oaspete, și Proteasa, putem spune că sunt mai maturi, de asemenea peste vârsta majoratului Suvac și Daniel Scurtu. O partidă arbitrată astăzi de Leopold Herzeg din Băcia, ajutat la cele două tușe de Cristi Bump, tot din Băcia, și Sorin Corpadi din Lupeni. Observatorul partidei este Grigore Macavei din Deva, fost jucător al echipei minerul Lupeni în perioada 1965-1971, a jucat apoi la Jiul Petroșan în vreme de un sezon, dar cariera sa, el este mai cunoscut prin cariera sa de arbitru divizionar în anii 80, fiind unul din cunoscuții arbitrii la nivel național, domnul observator al partidei de astăzi, Grigore Macavei din Deva. De la începutul partidei, lupenenii s-au instalat pe poziții ofensive. Desigur că pentru minerul 4-0 a fost la juniori pentru echipa gazdă. Desigur că va fi destul de greu pentru tânăra echipă lupenenă. Iată un contraatac periculos prin Sâmpu, un jucător cu o fizionomie interesantă, un fel de Modric, așa dacă vreți, ca și aspect fizic, al celebrului Luca Modric, celebrul mijlocaș de la Real Madrid, doar o asemănare fizică, nimic mai mult. Proteasa va executa o lovitură liberă, nu? L-a lăsat pe Erdoș, au respins acolo lupeneni. Ionuț Roșean, o angajare bună spre Andrei Firan, care pe partea stângă vine cu balon, și centrare însă de aut. De remarcat, o asistență foarte numeroasă astăzi aici la Lupeni. Iată că prinde bine un meci așa de după amiaza, după orele 5. Parcă mai multă lume decât în jur de 400 de spectatori sunt astăzi la meci. Aș spune o asistență bună pentru Liga 4-a. Iată, acolo s-a complicat puțin Adi Roșean, au câștigat Hurricanenii, un stop pe piept, a încercat masivul unul din să urmărim această fază cu Firan, o centrare periculoasă culeasă bine însă de experimentatul Câmpean. Iată că masivul Proteasa a fost acolo în atac, el mi-a fost dat fundaș dreapta, dar din câte văd joacă clar vârf. Cred că a fost o strategie așa a conducerii de la Hurican să ne deruteze puțin în ceea ce privește aranjarea jucătorilor în teren, dar îi vedem și noi cum se. Într-adevăr, Proteasa rămâne vârf avansat,
combină acum cu același Țâmpu, Ionuț Roșian preia balonul la jumătatea de teren a formației de la Orican, largă bine, este urmărit de Grecui. Vedem dacă va reuși să scape de acesta, a găsit o breșă, a pasat lui Firan, lui Ciocărlan, cunoscut un bun șutor de la distanță, deși n-a mai marcat de ceva vreme astfel de goluri frumoase, cum reușea în alte campionate. Spuneam deci că în tur, în etapa 5-a, pe 24 septembrie, Hercules Lupene a învins atunci cu 1-0, la pauză 1-0, unicul gol fiind marcat în minutul 42 de Firan. A fost, mi-aduc aminte, un jut splendid de la 17 metri, la care portarul Traian Câmpean a rămas fără replică. Și acum un offside, cred că acolo, da, așa este, corect, indică Sorin Corpadi. Mă gândeam la formația din turul campionatului. Iată, mă uit, Angelina, Irina, Gabi Trestian, Băescu, Mitican, Vaida, Romanesc, jucător care nu se mai află sub steagul uricanean. Minerul Urican fiind o echipă care, la fel ca și Mina, Urican împlinește în acest an venerabila vârstă de 70 de ani. Din păcate, o vârstă care o găsește pe o poziție deloc de invidiat, ultimul loc în clasament, după 13 jocuri, echipa de la Orican având o singură victorie, 9 goluri încasate, 46 primite. Vă dați seama, un bilanț destul de negativ și neplăcut pentru o echipă Minerul Orican, care, mi-aduc aminte, în urmă cu 6-7 ani se bătea la promovare cu Jiul Petroșan pentru a merge la baraj pentru Divizia C. A fost atunci un baraj la care s-a dus Jiul și în meciul care a avut loc la Arad a fost pierdut cu 1-0, victoria revenind atunci partenerei de joc din acel baraj, echipei Flacăra Făget. Au trecut ani de atunci, Minerul Orican se zbate de multă vreme la coada clasamentului, comparativ cu adversarea sa de astăzi, gazda Hercules Lupeni, o echipă cu evoluții constant bune. În ultimii ani trage tot timpul acolo la locul 2, ba mai mult a avut și un loc întâi anul trecut, când echipa a jucat la barajul, acea dublă cu Ripensia Timișoara, de care sunt convins că lupenenii nu mai vor să-și aducă aminte. Lovitură de colț de pe partea dreaptă, Ciocărlan va executa, nu Ciocărlan, mă scuzați, Arangozo 2, Andrei Arangozo. Proteasa, jucător de, cred că are 100 de kilograme, după cum arată, dar este un jucător masiv cu o mobilitate destul de bună, în ciuda gabaritului său. Va executa Grecui, lung până spre Proteasa, intervine însă Ciocărlan, un picior pus acolo, o degajare în față spre Ionuț Roșian, ar putea de unul singur să vedem să rezolve. Ce șut în bară, superbă acțiunea lui Ionuț Roșian, și în minutul 10 al partidei notăm bara lui Ionuț Roșian. De la circa 25 de metri, ceea ce vine să confirme jocul ofensiv al echipei gazde, din nou același Ionuț Roșian, se pare astăzi destul de în formă, a reușit câteva incursiuni reușite, mai ales pe partea stângă, punând în pericol de câteva ori poarta lui Traian Câmpean. Iată, ați văzut acum a doua ocazie care a avut-o, să zicem, o jumătate de ocazie, pentru că prima, cea din minutul 10, a fost o bară clară, mingea se ducea spre vincul, însă, spre norocul echipei oaspete, scorul rămâne în continuare 0-0. Echipa de la, doar pe Cismașiu și pe Adrian Roșian i-a lăsat în propria jumătate de teren,
echipa de Dalpe, în rest se încearcă atacul în offside indicat acolo de Sorin Corpadi. Vor beneficia jucătorii Uricanului. Execută cei de la Uricani. Cap acolo a fost un cap al lui Cismașiu. Lupenul continuă să caute în continuare golul. A căzut acolo Ciocărlan. Nu, pic. Iată foarte bine Filip. Nu prea s-a întâlnit cu mingea până acum. Filip nu are un start chiar atât de bun. Dar sunt convins că nu știu... Ei, tocmai când spuneam despre Filip, să notăm un șut foarte frumos, minutul 13 al partidei. Șut bun al lui Filip, de la 30 de metri, reținut de Traian Câmpean. Lasă-ți giuzdanul ăla de unde? De remarcat acest Traian Câmpean, cunoscut în lumea fotbalului aici în Valea Jiului Jalon. Iată, la 49 de ani continuă să dea încredere echipei sale, Minerul Uricanu, unde joacă de vreo 3 ani deja. El a fost și jucător al echipei. Și iată gol. Ați văzut o fază cursivă. Până la urmă, Ionuț Roșean, care mi s-a părut cel mai bun jucător până acum, în minutul 14, deschide scorul. Din apropiere, ați văzut, cu un șut de la aproximativ 5 metri, după ce mingea a circulat pe un traseu frumos. Este, pe părerea mea, absolut logic acest rezultat după primele 14 minute. Iată, Firan încearcă o angajare, vine acolo Andrei Harangozu, Mugurel Ciorâia, cap, mingea trece pe lângă 2-3 jucători de la Lupeni. Din ce în ce mai masată echipa Uricanului în propria sa jumătate de teren. Mi-aduc aminte de acest Proteasa, jucătorul cu numărul 67, vârful echipei de la Uricani, care spuneam că este cel mai corpulent jucător de pe teren. A fost și în probe o perioadă la Jiul Petroșan, când echipa evolua în divizia C, dar cele din urmă nu a rămas acolo, nu mai mi-aduc aminte exact motivele. Știu că a preferat să revină la Uricanul natal, continuând să joace pentru echipa Minerul. Traian Câmpean acum va degaja. A fost învins în minutul 14. Este 1-0 pentru Hercules. Piticul Ciorâia, Ciocărlan, Țâmpu, Cizmașiu, baloane înalte. O minge spre Rele Moldovan, care încearcă cu capul. Nu a reușit. Au intrat în posesia. Recuperează jucătorii de la Lupeni. Trebuie să vă spun că această partidă din etapa numărul 15 este o partidă în devans, în devansul etapei, care are loc, celelalte partide au loc în Sâmbăta Mare. Iată că în Vinerea Mare are loc acest meci în devans, un meci, cele două echipe fiind apropiate de aici la câțiva kilometri, Lupeni de Uricani, au preferat să joace în vinerea după masă, ceea ce este un lucru bun, după părerea mea, însuși pentru faptul că iată avem o asistență extrem de mare, foarte puține domnișoare și doamne la meci. Astăzi este într-adevăr o zi în care probabil ele își acordă mai multă atenție lucrurilor acasă pentru cozonaci și toate cele de Paști.
în timp ce bărbații vin să se relaxeze aici la stadionul Minerul din Lupeni. Un atac lupenean pe partea dreaptă, Ciorâi ar fi vrut să primească balonul, însă, da, până la urmă chiar a reușit, schimbă direcția balonului, preluare acolo, Marius Pop, și respinge, cred că Erdős a fost cel care a respins, Marius Pop va repune acum, până la Ionuț Roșian, autorul primului și până acum singurului gol, Ciocârlan, Filip, vine din spate Andrei Harangozo și obține un out din această fază cu Hercules Lupen pe atac. De fapt, până acum n-aș putea să spun că Minerul Uricani contează prea mult în atac. Se mulțumește cu un joc de apărare și cine știe dacă în strategia acestui joc, totuși la ocupanta locului 2, acasă, nu și-au propus decât foarte puțin, și anume aceea de a pierde acest meci la o diferență cât mai mică. Desigur, cei de la Uricani au justificarea faptului că joacă, așa cum spuneam, cu o echipă de juniori. V-am spus la început, doar Proteasa și Traian Câmpean au o vârstă mai avansată, în rest, mulți jucători sub 20 de ani, Andrei Harangozo, Filip și ratare, bună intenția lui Marius Pop, însă balonul a depășit cadrul porții, a ieșit într-un simplu aut de poartă de care vor beneficia jucătorii de la Uricani. O minge înaltă, cap Ciocârlan, prelungire spre RR Moldovan și Firan vine acolo, este bine a șutat Firan, este cunoscut ca un bun șuter, mingea atinsă repare un adversar și se indică lovitură de colț de pe partea dreaptă în direcția de atac a echipei Hercules Lupeni. Pot să fac o remarcă până acum în aceste prime 20 de minute, faptul că se joacă extrem de sportiv. Lovitură de colț rezolvată până la urmă de Suvac. Și din nou lovitură de colț. Ciorâia bine pătrunde acolo, piticul Ciorâia, dar m-au respins apărătorii de la Uricani. Bine a lucrat Adi Roșian cu portarul său, Raul Cismașiu. Ciocârlan, o pasă puțin cam tare, și recunoaște vina și mingea iese în out în favoarea echipei Minerul Uricani. Uricanul acum din nou repunere de la margine, o minge destul de lungă aruncată acolo, s-a fost Proteasa, a fost ținta pasei, însă nu a reușit, iar acum se va repune invers, balonul a ieșit în out și cei de la Hercules Lupen vor obține acest out. Ionuț Roșian, iată, a schimbat partea, a ajuns acolo în posesie de jucător care să centreze și out în favoarea echipei de la Lupen, de care Andrei Firan va fi executantul acestui out. De pe partea stângă, Andrei Firan. Bine, înalt, dar foarte bine au respins și cei de la Uricani. Sare Proteasa și cu Cismașiu. Un periculos contraatac acum cu
cu țâmpul. Și iată, din nou, cei de la Lupeni au rezolvat cu mult calm faza, creind ei acum un relativ pericol la poarta uricăneană. Out. A venit acolo în sprijinul apărării și Daniel Scurtu, numărul 11, cel despre care spuneam că aduce cu stilul lui Modric, este fiul președintelui echipei de la Hurricane, Vasile Scurtu, și el legitimat. De fapt, e o curiozitate, ambii președinți, atât Nelu Hațegan și în calitate de sponsor principal, evident, unic de altfel, al echipei gazdă, cât și Vasile Scurtu, în calitate de președinte al oaspeților, sunt legitimați, în ciuda faptului că ambii au în jurul vârstei de 50 de ani. Au mai și jucat în meciul tur de la Hurricane cu Hercules Lupeni, astă toamnă, a și jucat Vasile Scurtu în acel meci. Probleme acolo pe moment în apărarea. Să vedem dacă Rere Moldovan nu va da mingea afară. A dat-o până la urmă un jucător al Hurricane-ului, Erdős, a trimis mingea în aut și se permite intrarea asistenței medicale pentru a acorda îngrijiri cu aprobarea arbitrului Leopold Herzeg. Leopold Herzeg este un arbitru tânăr. Luna trecută, pe 17 martie, el a împlinit vârsta de 20 de ani. Este cel mai tânăr arbitru de fotbal la centru din Liga 4-a Hunedoara. Iată, avem și un câine, nu câine roșu. Camera surprinde acum un câine care până la urmă vine spre banca celor de la Lupeni. A fost o fază amuzantă. Până la urmă, antrenorul Dan Voicu îl dresează pe acest câine și le scoate undeva în afara suprafeței de joc. Out. Din nou Lupeniul. Centrare Moldovan. Bine a centrat Moldovan. Ionuț Roșian se afla acolo din nou la pândă, dar în cele din urmă Traian Câmpean rezolvă faza. Am văzut pe lista de rezerve a echipei de la Lupeni, jucătorul cu numărul 17, Băcăran. E bine, da, iată golgeterul echipei de la Lupeni, Băcăran, jucătorul cu 8 goluri marcate în tur. Și cel care ocupă poziția a doua în clasamentul Ligii a 4-a golgeterul a revenit la echipă de unde a fost plecat, am înțeles că undeva până în străinătate. Și iată că n-ar fi exclus să-l vedem și astăzi jucând la câteva zile de la realipirea la echipa Hercules Lupeni. A degajat capitanul echipei de la Lupeni, jucătorul cu numărul 6, Tuldea. Traian Câmpean va degaja în jumătatea de teren a formației Hercules. Cizmașiu la fel. Filip Ciocărlan. Filip acolo luptă cu 2-3 jucători de la
Open câștigă o pasă foarte frumoasă spre Andrei Firan, puțin cam tare și din nou capitanul echipei de la Hurricane Tuldea este pe fază și rezolvă această situație. Iată că a trecut aproape jumătate de oră de la începutul partidei și scorul este unul la limită, nu a luat proporții așa cum se așteptau mulți. Minerul Hurricane se dovedește până acum un adversar destul de dificil și incomod. E drept că din totdeauna se știe că ambițiile locale sunt foarte mari. Dar zis Filip, acum a ajuns o fracțiune de secundă mai târziu, n-a avut forța necesară să devieze cu interiorul piciorului drept mingea spre poarta lui Câmpean. Mai mult ca sigur că ar fi fost gol sau poate Câmpean ar fi apărat, dar era cu siguranță un șut bine plasat, însă nu l-a ajutat mecanica, să zic așa. Ciocârlan, Filip, foarte bine cu bolt acolo, a trimis pe Andrei Firan acum pe partea stângă, o pas cu călcui, o centrare a lui Marius Pop și cu un riscant a trimis Erdős aproape de autogol, razant peste transversal, evident este corner, periculoasă intervenția lui Erdős pentru propria sa echipă. Andrei Harangozo va executa de pe partea stângă. Iată Ionuț Roșian, cap și Moldovan înscrie din pasa lui Filip, am impresia, în minutul 28 al partidei. Iată că scorul este mai aproape de adevăr. Hai bă, aici de pe spate, băi, ce faci acolo? Aline! Roșian? Roșian, în mare vervaz. Iată în minutele 14 și 28, deci cam din sfert în sfert de oră înscrie. Cel puțin până acum, aceasta e proporția, evident, nu înseamnă că e o regulă și mai departe. Dar același Ionuț Roșian înscrie în fața unei echipe care s-a apărat ce s-a apărat, dar își găsește un pic mai greu cadența. Ciocârlan. E greu din postura de ultimă clasată să dai o replică pe măsură echipei de pe locul 2. Ciocârlan. Cioroia. Filip. Ciocârlan. Echipei de la Lupeni convine acest joc, să plimbe balonul, este așa că un fel de antrenament de după amiază. Marius Pop din ce în ce mai firav opoziția echipei de la Hurricane. Cioroia. Nu, a fost Adi Roșean, scuzați-mă, Ciocârlan acum. Excelent, l-a văzut acolo pe Rere Moldovan. Dar fault, cred că în atac. Așa este, fault în atac. Și
echipa de la Uricani va repune prin portarul Traian Câmpean. A fost, așa este, un fault în atac. Bine a intervenit arbitrul Leo Herceg. Iată că Băcea este o școală, mai glumă, mai serios, Cristi Bum, tușierul dinspre partea noastră, este tot din Băcea. Și Ionuț Roșean în fața unui hat-trick. N-a fost să fie, minutul 30. În fața hat-trick-ului. Să notăm această fază din minutul 30. Sincer, n-am crezut că nu va fi gol. Dar și portarul Traian Câmpean a avut sânge rece, a plonjat în picioarele lui Ionuț Roșian și lucrurile s-au lămurit. Scorul rămâne în continuare 2-0 pentru gazde. Într-un meci așa, ca un șpriț de vară, relaxant. Adi Roșian spre Rere Moldovan, luptă cu Erdos și obține cam ce se putea obține dintr-o astfel de fază, adică un out aproape de linia de corner. Out Filip, fault la marginea careului de 16 metri. O lovitură dintr-o poziție periculoasă în favoarea gazdelor și în defavoarea oaspeților. Să vedem ce se va întâmpla. Andrei Harangozo cu boltă și intervine bine Erdos, rezolvând această fază. Aștepta acolo la primire Ionuț Roșian, până la urmă, nu, Andrei Roșian, Adrian Roșian, scuzați-mă, Adrian Roșian, numărul 3, fundașul, a venit acolo și a executat acea lovitură de colț. Cristi Ciocărlan, o centrare, este Traian Câmpean, faultat portarul de la Uricani. Arbitrul Herceg a fost pe fază. O degajare. Respinge Adi Roșian până la Filip. Andrei Deiu Harangozo. Deposedat, a făcut uz de dribling. Ar fi trebuit să dea drumul puțin mai repede la balon. Până la urmă, logă, iată un prim atac după multe minute. Acolo Proteasa s-a aflat, însă mai decis decât el, Cizmașiu. Au fost colegi în urmă cu câteva sezoane la Uricani. Un șut, nu, nu a reușit Rere Moldovan. Daniel Scurtu. Modric de Uricani, așa am să zic pentru fizicul său. Și corectă din nou decizia lui Sorin Corpadi de pe partea opusă, arbitrul din Lupeni. Până acum foarte atent experimentatul Sorin Corpadi. Și Herceg arbitrează bine la centru. Mai puține probleme aici pe partea noastră de transmisie la bumb. În orice caz, un arbitraj până acum ireproșabil. Cizmașiu. Adi Roșian. Firan. Ciocărlan. Frumoase aceste pase lungi ale lui Cristi Ciocărlan.
acest Mașeu aproape să greșească la țâmpul Ciorâia. Ce bine a tras Filip. Suntem în minutul 36 al partidei și scorul Hercules Minerul Hurican în continuare 2-0 cu o dominare absolut clară a formației gazdă. Să vedem acum dacă Ionuț nu o lasă. A pierdut un tempo. Era bine la un moment dat, dar a pierdut un tempo. Iată-l pe Marian Cosmin Filip. Centrare acolo, Andrei Arangozu și el. Hurricanul joacă la doar la respinge mingile, rămâne singur Proteasa. Mai vine și Țâmpu din când în când și Daniel Scurtu mai încearcă să facă câte ceva. Marius Pop, Ciocârlan, Andrei Harangozo, Filip, foarte bine cu Harangozo și aud de poartă. Am așteptat să văd decizia arbitrului Herceg, dar nu, este penalt. Într-adevăr, Câmpian a intervenit corect. Și o simplă lovitură de aut. Minutul 37 spre 38. Cred că nu vor fi prelungiri pentru că nu s-a impus. Nu a fost nicio situație care să ducă la acordarea unui timp suplimentar, dar, mă rog, asta este decizia arbitrului de centru. Firan, ce șut, ce șut, Firan. Minutul 40, trebuie notat. Cel puțin intenția. Firan a mai avut astfel de reușite de-a lungul timpului. Firan Razan pe lângă vinclu de la 25 de metri. Final de repriză cu o echipă Hercules Lupen dominând categoric partida, dar ceea ce trebuie remarcat că Minerul Hurican totuși rezistă la un scor deocamdată onorabil. Dacă, mă rog, o înfrângere cu 2-0 ar putea fi onorabilă. Pop și gol Ciorâia, am impresia. Cred că micuțul Ciorâia a marcat din centrarea lui Pop. Așa este. De multă vreme nu l-am văzut pe Ciorâia marcând. Minutul 39 de joc. Ciorâia, micuțul Ciorâia. Din 3 metri din pasa lui Pop. E, putem spune că dacă am fi fost la o casă de pariuri, la peste 3 goluri marcate, cam aici suntem. Minutul 39, marcat cel de-al treilea gol. Un fault asupra lui Proteasa și este o primă situație mai clară în ceea ce privește poziționarea mingii pentru Minerul Hurican. Să vedem dacă vor putea să fructifice această situație care se anunță relativ favorabilă. Aproximativ 32 de metri perpendicular pe poarta lui Chiorean.
Daniel Scurtu va fi cel care va executa. Îndreaptă către balon, un șut în zid. L-a lovit destul de rău pe Cizmașiu, se resimte fundașul de la Lupeni, dar în sfârșit își revine și își revine și echipa de la Lupeni pe liniile ofensive. Andrei Firan lansat de Andrei Harangozo. Moldovan în offside. În offside. Nu se putea. În orice caz, de remarcat câte situații de gol își creează lupenenii, indiferent că până la urmă este offside sau de poartă, ei sunt în continuare pe latura ofensivă, abordarea laturii ofensive a acestui joc. Sigur că și-au dat seama că au în față o echipă în fața căreia se poate mânca o pâine și de aceea mingile și atacanții lupenului încearcă să tot felul de soluții pentru a rotunji scorul care și așa este până acum, după părerea mea, destul de consistent. La pauză, ne apropiem de pauză, 3-0. Marius Pop și el un jucător bun astăzi. Ciocârlan, pase foarte bune și de lungi în meciul de azi, de data asta a dat puțin mai tare. Dar, în fine, minutul 42, 3-0. Din nou degajare. Ionuț Roșian a mai dispărut din joc în ultimele 10 minute, dar are merit. Oi, și Rere Moldovan caută golul astăzi. Câmpean, intervenție, foarte offside. Deși nu cred, cred că de data asta Corpadi a greșit, pentru că mingea a venit de la portar în sfârșit. Cioroia. Rere Moldovan a fost în fața golului acum și el a jucat în urmă cu ceva ani pe la Minerul Uricani. De fapt, mulți jucători care se află încă în teren, Harangozo, Rere Moldovan, Ciocârlan, au jucat la Minerul Uricani. Ce gol! Iată că până la urmă minutul 43, Firan își face numărul, cum se spune, dând un gol de clasă. Dintr-o acțiune personală. Hai băi, Vasilic, dă-i tu patru afară, își bagă patru la tine și mai schimbă și tu. Minutul 43, cred că Uricanul abia așteaptă finalul de repriză, pentru că este, acum putem spune, depășită la toate capitolele. Într-adevăr, așa cum spunea și Vasile Scurtu, președintele de la Uricani, înaintea partidei, avem o echipă de copii cu care doar încercăm să reprezentăm fotbalul din Uricani, dar iată că nu se poate vorbi de prea mare lucru, doar cu jucători neexperimentați, foarte tineri, este greu să ții pasul pe unei competiții, fie ea și de Liga 4, mai ales atunci când ai în față o echipă care are destule reușite în plan competițional, așa cum este Hercules Lupeni, o echipă care se află calificată în sferturile de final ale Cupei României la nivel județean și care și-a propus să câștige Cupa României pe județ și de ce nu să aducă o echipă de divizia C sau B pe stadionul de la Lupeni. Mai e de, până atunci mai e departe, mai sunt sferturile, mai sunt semifinalele, mai este finala. Asta va fi undeva în cursul lunii mai. Proteasa a încercat o angajare spre Țâmpu, dar terenul este prea mare pentru el. Cioroia bine a centrat, să vedem dacă nu iese bine la Traian Câmpean. Și iată că arbitrul Leopold
Herceg s-a uitat la ceas, după ceasul meu, meciul s-a cam încheiat. Ciocârlan, Marius Pop, Roșian, niciodată Minerul Rican nu a reușit vreun succes în fața celor de la Lupeni. Este al 10-lea meci dintre cele două echipe. La nivelul Ligii a 4-a și, într-adevăr, în acest moment, fluier de pauză, Hercules Lupeni, Minerul Rican, 4-0. Iată, așadar, start în repriza secundă, arbitrul, tânărul arbitru de 20 de ani, așa cum vă spuneam, care s-a chitat bine de sarcini într-un meci ușor, Leopold Herceg din Băcia dă startul partidei. Avem 3 modificări în total la pauză. Gazdele au schimbat doi jucători, Firan a ieșit, a intrat Ciprian Peciar, iar în locul lui Rere Moldovan în atac a intrat Băcăran, golgeterul cu 8 goluri în acest campionat, locul 3 în Liga 4-a, golgeterul echipei Hercules, care a revenit cu ocazia acestui meci la Lupeni. De partea cealaltă a ieșit portarul Traian Câmpean și a intrat mai tânărul Beleni. Iată, deci, media de vârstă de la Minerul Rican a scăzut și mai mult prin ieșirea lui Traian Jalon Câmpean, portarul de 49 de ani al formației de la Rican. Așa cum s-a încheiat prima repriză, începe și a doua cu echipa de la Lupeni instalată instalată complet în sistemul defensiv al echipei Ricanului. A fost acolo o incursiune bună pe dreapta lui Ciorăia, centrare la fel de bună, dar ați văzut un șut care s-a dus departe de buturile noului intrat în poarta Ricanului, Beleni. Spuneam, deci, Leopold Herceg din Băcia, ajutat de Cristi Bump, tot din Băcia, și Sorin Corpadi din Lupeni, brigada de arbitri, Grigore Macavei din Deva, observatorul Asociației Județene de Fotbal Hunedoara, și echipele pe care vi le-am prezentat la început cu schimbările anunțate acum. O partidă excelentă făcută de Hercules Lupeni în fața unei echipe Minerul Rican care a cedat înspre final. A marcat minutul 14 și minutele 14 și 28 Ionuț Roșian, 2-0. Apoi Ciorăia minutul 39 și Firan minutul 43, un gol foarte frumos al, pot să spun, mijlocașului Firan. El a jucat fundaș central în ultimele meciuri, dar astăzi a jucat un mijlocaș cu sarcini ofensive. A și reușit ultimul gol, un gol foarte frumos, creație proprie, marca Firan, așa cum reușește el când iese ceea ce gândește în asemenea faze de joc. Cizmașiu, Adi Roșean schimbă cu Cizmașiu, pasă spre Andrei Harangozo, stop pe piept, a reușit să depășească pe Țâmpu. Ciocârlan, capitanul echipei de la Lupeni, a schimbat direcția balonului, dar acolo au intervenit apărătorii Uricanului, căror nu le mai rămâne în această repriză decât să reducă, să facă în așa fel să... Periculos Roșian, Ionuț, dar rezolvă cei de la Rican din nou. Deci nu pot să facă altceva decât să limiteze proporțiile scorului și așa destul de negru în ceea ce privește postura lor. Fiind conduși cu 4-0, echipa de la Rican a încasat până în acest moment 50 de goluri în actualul campionat, fiind de departe apărarea cea mai slabă, doar 9 goluri marcate. Iată deci că pe undeva este justificată ultima poziție în clasament, în clasamentul Ligii a 4-a, doar a formației de la Rican. Toată echipa, mai puțin Ionuț Roșian și portarul Chiorean, în jumătatea de teren a Ricanului. Pasă pe dreapta, Ciorăia foarte bine acolo, dar balonul a fost rece. Andrei Harangozo încearcă recuperarea, aleargă și Mugurel Ciorăia, se încearcă un contraatac, mingea ajunge spre Țâmpu, Ciocârlan recuperează și din nou atacanții de la Rican au fost prinși acolo într-un clește și nu s-a mai putut face nimic.
Ciocărlan. Ciocărlanul de deschidere bună spre Andrei Horangozu. Centrare perfectă. Stop, Filip. Însă foarte bine Grecui a intervenit acolo într-o fază periculoasă. Din nou este clar, Uricanu se apără, Vlupeniu atacă. Ciorâia, Horangozu, Andrei, zis Deiu, Deiu, Horangozu, centrare bună, însă a respins bine cu cap. Inițial a fost o intervenție bună a jucătorului cu numărul 5, Dumitru, înseamnă că și s-a mai făcut o schimbare la Uricani. O să-mi dau seama imediat cine a ieșit. Intrăm acum în minutul 50. Hercules Lupeni, Minerul Uricani, în continuare 4-0. Filip Bocăran. Ce fază frumoasă au făcut cei doi, Marian Filip și Bocăran, care iată revine cu gol, marcând al 9-lea gol în acest campionat pentru echipa sa. Suntem în minutul 67 și un gol frumos, spuneam, o combinație, Filip Bocăran. Acesta din urmă trage cu stângul de la aproximativ 12 metri și înscrie pentru 5-0. Și bară! Iar până la urmă gol marcat de Peciar. Iată că nou intrați în minutul 68 și după numai un minut Peciar, Ciprian Peciar înscrie pentru 6-0. Am intrat în minutul 90 al partidei de aici, de la Lupeni, Hercules, Minerul Uricani, 6-0 și în acest moment, fără nicio prelungire, Herceg fără finalul partidului, o victorie clară a unei echipe Hercules Lupeni care și-a dominat net adversarul. Până la o viitoare transmisie, numai bine!